din epoca respectivă au râs în hohote de astfel de apariții. Sigur că nu știau foarte mult să scrie, deci tot din tagma lor erau, tot din scribilor, din călugării lor. Au făcut o chestie de umor care circula din mână în mână. Sigur, astfel de manuscrise, să zic, că l-a scris o dată și probabil că l-a mai copiat în două, trei exemplare, că trebuia copiat de mână de alții. Deci nu, asta nu-i tipăritură. Este un manuscris. E un manuscris. Sigur, are golșnit pe margine, se numește, deci a fost aurit inclusiv pe margine ca să păstreze de umiditate, fiind condițiile foarte, foarte proaste în epoca respectivă. Uite, de exemplu, o literă de început a... Vezi? Este celebru, este celebru Tu, Dumnezeu meu. Asta, înțelegi? Cam asta este, uite-te. Doamne, tu pe care toți ierți, cam asta ești, da? Bine, melodiile diferă, probabil, dar nu foarte mult. Vreau să opresc până la cam același metru. Deci, închipesc că sunt melodiile bisericești de acum. Dar sunt unele inclusiv legate de mormântare. La mormântare, totuși, o altă partitură pe care trebuie să o iei. Dumnezeu să-l ierte, părăposatul cu tare, înțelege așa, care nu prea a avut grijă de noi în biserică, că zgârcit a fost, Doamne, și iartă-l tu pentru asta, că și acum de moarte și cu tare, și știindu-se bolnavul și-a băut și banii de coșchiugul, de Maria s-a împrumutat-o să-l înmormânteze pe... Bășcăria este inclusiv la înmormântare. Înțelegi? Deci Marin sau Gheorghe, care știe că este bătrân, va muri, că este bătrân și bolnav, și are și el 6 pitaci acolo și a zis, ei, Maria, nevasta și cu tare, tu să te prăpădești primul, că iată, nu există frica de moarte, iată, sunt mai aproape de daci cu când întoarcem în timp români. Ăsta a zis, dacă tot o să mor, mă duc să-i beau. Și i-a băut. Aici și textele moderne. Ce a făcut cu frigiderul? L-am băut. Și televizorul? L-am băut. Celebra spicea lui Horațiu Mălăele. Vezi? Toate chestiile astea, de exemplu, începând de la Băieșiu, toți care au fost scriitorii noștri, așa, panfletari, Topârceanu, toate lucrurile astea vin dintr-o, să zic eu, dintr-o geneză a trecutului. Parcă sunt transmise aceste informații genetic. Parcă sunt fac parte din cineva care aduce firul mai departe. Da, de asta am văzut această lucrare în exclusivitate ca să o vezi, că există și astfel de lucrări. Dacă traduceam o carte de cântece bisericești normale cu închinăciuni și Dumnezeu, nu avea farmecul, am și așa ceva, sigur, în colecția mea. Și aceasta are șansă să fie pusă pe piață, tradusă? Sigur, da. Bine, nu pot să mă ocup de chiar absolut tot. Probabil că nu o să ies la pensie, o să stau... Au fost foarte amuzați însă prietenii care sunt de bibliofilie de umorul pe care l-au oamenii. Ăsta este un cântec de mormântare, cel din dreapta, unde apare litera aici. Așa. Însă textul nu știu pe din afară acum, mi l-a citit... Eu am traduceri pentru mai multe texte. Înțelegi? La unul ți-l-am știut pe din afară pentru că așa de mult mi-a plăcut, încât am putut să ți-l cânt, să ți-l spun acum. Dar cam asta este tema. Deci inclusiv mormântarea este bășcălioasă. Că n-a venit Maria cu coliva care trebuie, că l-a mai dat pe la biserică, că l-a și-a băut banii de coșiu, că a trebuit să se împrumute și nu știu ce. Înțelegi? Vasile, te-ai dus dator și așa mai departe și nu știu cu... Da. Și mai dă din candela aia, mă, Gheorghe, cu tare în juce, cum adică, dar pe cânte, când se vorbește cu Gheorghe și el spune la ureche, cum adică, Gheorghe, n-avem tămâie, că suntem la mormântare și este tot satul, că te urechezi eu pe tine după asta și te alergă eu prin șură, înțelegi? Patrafunia să te mănânce și cu tare, cu nu el, adică, și schimbă tonalitatea, că mă lași fără cele trebuincioase acum la această slujbă, înțeles că asta este textul. Deci, schimbarea bruscă. Deci, de Vasile, de fapt, și-a băut banii de coșchiug, Maria n-a mai dat nici coliva, nu știu cum, el a rămas și fără tămâie, n-au bani la biserică, că și Gheorghea lui băuse banii de tămâie. Deci, e stilul poporului român. Și atunci se încropește totul pe loc. Și încă nu se inventase manelele. Da, și evident că Vasile, că în timp ce urmează pe Vasile, vin și lăutarii. Pentru că el, până să moară, a murit la crijma lui Ilie. Consumând cei 6 pitaci coșciuc și pentru ce trebuia de la 4 pitaci coșciucul și 2 pitaci pentru preot, unde asta dea. El a băut pe toți.
Da, i-a consumat acolo cu lăutarii de la Birt. Și lăutarii vin conform testamentului verbal, că nu era altfel, să-i cânte de dulce la căpătâi. Lucrurile astea se practică și astăzi. Nu uita, de exemplu, în mormântarea fostului nostru bun prieten și marelui actor român Ștefan Iordache. Da. Da? Sau aludinică, care a lăsat în testament cu clar să fie înmormântați cu lăutarii. Și iată că prietenii și astăzi, de fiecare dată când ne aducem aminte de ei și noi ce, punem melodiile lor preferate. Celebra melodia lui Ștefan Iordache la Chilian Port, întotdeauna când mergem în mediul actoricesc, la celor care l-au cunoscut, sau în mediul academic, și când se varsă cu lacrimi câte o picătură de vin la un șpriț de genul ăsta în amintirea marilor noștri actori, se pun lăutare să cânte piesele lor favorite. E totuși o chestie fantastică să cer prin testament să fii mormântat la mormântarea ta să vină să-ți cânte lăutarii. Iată de unde vine această formă de umor chiar și după moarte. Vine din timpul boală. Hai să mai arătăm puțin și din celelalte cărți. Bun. Acum trecem la o chestie foarte serioasă pe care, bine, aici am făcut o emisiune cu colegul tău Oreste specială, dar vreau să arăt și în cadrul emisiunii tale cel mai important manuscris pe care îl considerăm noi experții existent pe plaurile mioitice. Este vorba despre călătoriile unei genovez în țara Făgărașului. Este într-o stare jalnică. Am trimis fotografii cu el la Paris, la unde cei mai mari specialiști bătrâni în recondiționare. Și mi-a zis că lui i-ar lua și un echipe de 6 oameni cam un an și jumătate ca să poată să... Deci trebuie fiecare pagină recondiționată. Este o ferferiță. Ideea acestui manuscris este extraordinară. Să spune câteva lucruri despre el, că într-adevăr... Un genovez, la sfârșitul secolului, pașie mai exact pe la 1380 și ceva, face o călătorie în Barbaria, așa cum ne-am numit noi. Toate cele trei țări românești, toate teritoriul ăsta era, de fapt, țara barbarilor, Barbaria. Și în aceste peregrinări, el ia un scrib de origine română, care scrie în slavonește, deci nu în italiană, nu în genoveză, în slavonește, și rămâne acest manuscris aici. De fapt, nu știu dacă i-a cerut. I-a cerut, de fapt, acest scrib a fost un fel de ghid. Și el, în calitate de ghid, a scris această lucrare. Cel care a scris manuscrisul este unică. Este necunoscut. Încercăm de câțiva ani de zile să identificăm după scris și după ce există și la Biblioteca Academiei și în muzee, după scrisul respectiv, să identificăm scribul. Și n-am reușit. Probabil că este un anonim. A fost singura lucrare a vieții lui. Interesant este că povestește prin tot ce trece cu acest genovez foarte curajos. Deci un tip tânăr, plin de bani, aventurier, înarmat până în dinți, însoțit de câțiva oameni de-ai lui de pază, așa mai soldați profesioniști, la fel ca și el, deci un aventurier fără frică, se meargă în țara barbarilor. Dintre cele mai interesante povești, aici este cea legată de țara Făgărașului, unde există legenda Ciclopului. Asta am povestit-o și la Oreste. Este vorba despre celebra navă, care zic așa, direct, o vorba de o navă cosmică de mici dimensiuni, probabil cu o navă de salvare, care aterizează forțat undeva în platoul Făgărașului. Din ea este un căpcăunul, deci sunt poveștile cu căpcăunul cu un singur ochi care aruncă raze de foc. Căpcăunul care este imens, nu vorbește cu oamenii, omoară animalele, omoară oamenii și așa mai departe. În momentul când genovezul ajunge în această zonă și află povestea, trăiesc însă, iată foarte interesant, copiii sau nepoții celor care au fost martori. Deci sunt la prima generație și li s-a povestit exact, adică informația este foarte proaspătă. Și se spune că zona este blestemată, de-abia găsește să cumpere pe unul cu 10 galbeni ca să-l ducă până în zona respectivă, și genovezul vede cu ochii lui, ieșind încă din platou respectiv, acea bucată imensă de ou, cum zic ei, din care a ieșit căpcăun, de fapt era o navă din oțel, din metal, pentru că este metalică. Deci se spune că încă mai era acolo. Încă mai era acolo. Era acolo. Da? Nu-i dă coordonatele. Iată că este foarte important. Adică atât de sumar este prezentată situația și cărările, că i-a legat la ochi ca să meargă pe acele cărări. N-a vrut nimeni din stat. Și unul foarte curajos, care vrea să se însoare, dintre curajoși și bărbați de acolo, zice, dom'le, trebuie să mă zoam niciun ban să-mi sărac clipii pământului, dacă îmi dai 10 galbeni, mă duc pe terenul blestemat cu tine să-ți arăt unde a fost
povestea căpăunului. Așa. Și se povestește, mă, uite cum stă povestea de fapt. Se spune de la strămoșii mei, bătrânul meu îmi spunea, străbunicul, că a văzut căpcăunul. Și a văzut... Hai să le spunem după pauză. Publicitate.